Cei care s-au născut în zodia săgetătorului vor avea în ziua de 24 aprilie preocupări oficiale, mecanisme care implică întreaga lui responsabilitate și îl obligă să-și pună mintea la contribuție și să își regrupeze forțele pe o direcție care presupune echilibru, pe care trebuie să-l mențină sau să-l obțină la locul de muncă, eficiență, ordine, metodă și răbdare în dialogurile publice cu colegii, cu șefii, cu superiorii sau cu publicul. Între 24 aprilie după amiaza și 26 aprilie seara, aspect mai puțin semnificativ pentru evoluția relațiilor de prietenie, pe fond avem de-a face cu o stare bună, normală, marcată de politețe, grijă, prudență, delicatețe și din când în când manifestare a unei disponibilități a celor din afară să-l sprijine pe nativ într-o inițiativă. Între 26 aprilie după ora 19 și 28 aprilie, axa celor două case ale sănătății se complică. În acest răstimp, luna va străbate casa a 12-a, cea legată de suferințele karmice, de bolile genetice, de bolile lungi și cronice sau de situațiile neclare, confuze, amestecate la capitolul diagnostic, tratament indicat, medicație oportună sau atitudine adecvată față de un întreg tablou clinic din partea medicilor și care vor fi amplificate de luna plină Scorpion, care va avea loc în dimineața zilei de 27 aprilie. La acest capitol, luna are mai degrabă un efect în plan psihic, la nivelul instinctelor, al subconștientului, al trăirilor în plan interior, necomunicate celor din jur. Există însă și o altă dinamică de care trebuie să ținem cont, și anume impactul acestei luni pline asupra celor patru planete care traversează sectorul bolilor scurte, curente de fiecare zi, aflate sub influența zodiei Taurului. Sigur că cei sănătoși vor depăși momentul, poate vor fi mai nervoși, mai obosiți, poate că vor avea niște momente peste zi în care vor avea impresia că e ceva în neregulă cu ei. Poate sunt mai agitați, mai neatenți, mai epuizați fizic, dar toate acestea sunt stări trecătoare, cum le și vor identifica și le vor și înțelege. Mai complicat este atunci când aceste influxuri astrale se întâlnesc cu un tablou clinic destabilizat de operații, de boli cu impact major asupra organismului, care necesită tratament, proceduri, terapii speciale și, evident, medicație. Direcțiile din punct de vedere anatomic cred că vă sunt deja cunoscute. Este vorba de axa endocrină, de zona anatomică cuprinsă între maxilar și claviculă. De aici și un factor în plus care privește infecțiile. Mai întâi o scădere a rezistenței imunitare a organismului și apoi un factor infecțios. Cei doi cuplați pot să alimenteze fie infecții care recidivează, fie unele nou achiziționate și care pot să dea un aspect de urgență unor simptome, cum ar fi, de exemplu, un absces dentar, cum ar fi, de exemplu, o amigdalită spectaculoasă, gravă, cu un întreg tablou de manifestări care îl obligă pe nativ nu numai să se ducă la doctor, ci să ia multe medicamente. Apoi se pot produce o serie de efecte la nivelul vertebrelor din zona cefei și foarte multă lume știe că spondiloza cervicală nu e puțin în lucru și în acest moment niște tulburări energetice pot să se reflecte chiar în musculatura, în inervația și în vascularizarea acestei zone, deopotrivă cu funcționarea sistemului osos. De aici dureri de cap, dureri de ceafă, dureri de coloană, postură incorrectă, nevoie de îngrijire specifică. Dacă ne gândim la tot ceea ce înseamnă casa a șasea din perspectiva locului de muncă, avem de-a face cu un peisaj care nu e nou. Aceste planete au intrat de vreo 2-3 săptămâni în teritoriul zodiei Taur și de acolo emit tot felul de influențe. Ele nu sunt fundamental rele, mai ales că acolo există și Soarele și planeta Venus, micul benefic, micul protector, care fac și ele cât pot de bine, dar este Uranus care dă schimbări bruște ale unei stări organice și mai este luna neagră care poate să cheme un accident neplăcut, evident, sau să agraveze un context fiziologic și mai este Mercur care, chiar dacă traversează un semn fix, este totuși un element care preia și influențele mai subtile, mai delicate și le îndreaptă spre ceea ce alimentează celelalte planete. Și atunci, sigur că se mulțesc, se diversifică, se îmbogățesc în formă, context și durată de manifestare
manifestare. Apropo de locul de muncă, putem vorbi și de faptul că toate aceste influențe destabilizează, măcar în mintea, în conștiința câte unui nativ, atât prezentul cât și viitorul. Au sentimentul că oricând li se poate întâmpla ceva, de la o zi la alta lucrurile se pot schimba, de aici o spaimă de ziua de mâine, întreținută de tot felul de vești, informații care nici pe departe nu-i liniștesc, dimpotrivă toarnă gaz peste foc. Apoi poate să fie vorba de niște activități legale, oficiale, anunțate prin proiecte de reformă, prin restructurări, prin situațiile prin care trece întreprinderea, ministerul, instituția, firma la care lucrează și care nu sunt puțin lucru. S-ar putea ca unii dintre cei născuți însăgetători să fie protejați și să nu fie sacrificați în contextul acestor măsuri, în principal economice, dar unii pot intra. Și aceste transformări să fie nemulțumitoare la capitolul bani sau nemulțumitoare și revoltătoare în totalitate, pentru că îi vor leza și din punct de vedere profesional. Li se schimbă fișa postului, responsabilitățile, atribuția, statutul, nivelul într-o anume ierarhie și tot așa. Este bine ca în această perioadă, când se produce acest fenomen de lună plină în Scorpion, nativii să fie atenți la tot ceea ce se întâmplă sau se anticipează sau se discută ca fiind un eveniment pentru care timpul deja nu mai contează. E iminent faptul că acestea vor începe să creeze efecte. Și spun asta pentru că tot ceea ce se va întâmpla, se va rosti sau se va petrece aievea, este de natură să dureze, să se perpetueze, să se amplifice, să se dezvolte de-a lungul unui an întreg. Mecanismul pe care l-am analizat este de natură să creeze o amprentă astrală pe termen mediu, din punct de vedere astrologic, din punct de vedere existențial, dacă are o conotație negativă, pentru unii va fi exasperant de lungă. Așadar, până la anul viitor, pe vremea aceasta, când se va produce următoarea fază de lună plină în Scorpion, evenimentele legate de locul de muncă vor urma siajul acestor secvențe pe care le vor trăi în preajma datei de 27 aprilie. Între 28 aprilie după ora 19 și 30 aprilie seara, luna va străbate zodia săgetătorului, se va plasa în casa întâi pe harta cerului acestor nativi, va schimba registru, aș spune chiar în chip semnificativ necesar și îmbucurător, vor avea parte de mai multă liniște, de optimism, de încredere, de revigorare sau redresare, pe principiu las că nu o fi chiar atât de rău, vom vedea, ne descurcăm, suntem puternici, săgetătorii își vor face singur curaj, se vor autoliniști până la un punct, mecanismul e bun, e corect, e protectiv, e firesc, doar că prea multă autoliniștire și depărtare de acești factori importanți socioprofesionali și financiari pot să îi depărteze de realitate, pot să îi decupleze de la cursul evenimentelor, de la cotidianul în plină forfotă și la un moment dat să nu mai înțeleagă ce se întâmplă, să le scape niște detalii, să nu mai fie la curent, să nu reacționeze prompt, să treacă evenimentele cu semnificația lor cu tot pe lângă ei, pentru că ei se tot apără, se protejează, se proiectează în alte spații în care se simt bine și în felul acesta ignoră foarte multe dintre datele realității care le-ar fi necesare. Din după amiaza zilei de 30 aprilie și ulterior pe 1 și 2 mai, mecanisme legate de bani, bunuri, finanțe, nota generală este de radicalizare. Poate că unii au fost mai nonșalanți, mai indiferenți față de bani, de o rezervă, de o economie, de o avere. Acum devin foarte conștienți de valoarea lor, de importanța lor și mai ales de siguranța pe care acestea le oferă în prezent și în viitor. Și încep să nu mai accepte ideea cu care cochetau, că ar fi bine să vândă o casă, că ar fi bine să străineze un teren, că ar fi bine să vândă mașina, că ar fi bine să vândă casa de la țară și tot așa. În principal este vorba de despărțiri de un bun de valoare, de o proprietate, iar acest context astral, măcar atâta face și el bine, și anume îi conștientizează pe nativ cu privire la nevoia de a proteja, apăra, conserva și administra înțelept bani, bunuri, avere, patrimoniu material.